Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie au anunțat cum va fi vremea de Flori și de Paște 2023. Prognoza meteo aduce mari surprize pentru români, mai ales că cele două mari sărbătorii religioase sunt importante. Meteorologii au actualizat prognoza meteo pentru primăvara acestui an în Europa, respectiv în România. Pentru 2023 se estimează o primăvară călduroasă pentru sudul și estul Europei, inclusiv pentru țara noastră. Se așteaptă de asemenea fenomene meteo-extreme. De asemenea, nu sunt excluse și intervale cu vreme instabilă în contextul în care Marea Mediteraneană este destul de caldă și poate oferi umiditate și energie, ingredientele perfecte pentru niște furtuni violente. Cu ocazia echinocțiului de primăvară care a avut loc pe 20 martie, prognoza internațională a anunțat detalii despre ceea ce se va întâmpla din punct de vedere meteorologic în sezonul de primăvară în Europa. În acest fel, vestul și nord-vestul Europei se pot confrunta cu fenomene meteo extreme, fiind vorba despre nordul Franței, Germania, Polonia, în timp ce mare parte din bătrânul continent va intra în sezonul de primăvară cu un deficit sever de umiditate. În plus, Plus lipsa stratului de zăpadă din zonele montane, care a fost de 60-70% sub normalul perioadei, a dus la secarea sau la debite foarte slabe pentru mai multe râuri și lacuri din Spania, Italia, Franța și Elveția. Astfel, săptămâna aceasta este așteptat primul val de aer cald peste Europa, inclusiv peste țara noastră, ocazie cu care temperaturile pot atinge maxime de 25 de grade Celsius, anunță meteorologii. De asemenea, în această săptămână vor fi temperaturi de peste 20 de grade Celsius, vor fi temperaturi de primăvară, mai ales în a doua parte a săptămânii mai ales de miercuri încolo. Joi și vineri vor fi temperaturi în jurul la 20 de grade în anumite zone ale țării, probabil ajungându-se la 23 în partea de sud. Bucuria românilor nu va fi prea mare, pentru că din weekendul viitor temperaturile se vor micșora din nou, relatează playtech.ro.